Sănătate multă, Neaculiță. Să trăiesc, domnul Laurent. Doamne ajută. Unde băgăm utilajul ăsta? Mai și în curte. Azi, bă, ce frumos. Am ales că numai să bătea, că n-avea rost să mai... Ăsta e cel mai mare. Ăsta e cel mai bătrân între ei. Ăsta, asta toamnă, ăsta am când... De-aia mai explicați-mi și mie odată. Spune. Deci, de anul ăsta, cum se numește? Uitați, ăla de acolo. Ăla din spate, da. Ăla mai mic, ăla e Noati. Noati, de anul ăsta. Da, ăștia la lanță. De acum 2 ani, cum ar veni? Da, ăștia-s miori. Toți, ăia 4, ăia 2 de acolo. Ăia 3 și ăla din mijloc e Noati. Ah, da. Ăia-s miori și ăsta. Miori. De aici tot miori. Și ăsta e... Ăsta e berbec, bătrân. Bătrân. Ăsta l-am cumpărat la barul. Cum am dat bani mulți pe el. Dar dumneavoastră cum, cât timp țineți berbecii? Păi să mărlească de 3 ori. De 3 ori, mai mult nu. Păi și după aceea opriți de la dumneavoastră sau cumpărați? Depinde, oprim și, da, oprim și de la noi și... Asta cu 2 ani când l-au venit atunci a domnul Neață să-i cântere, s-a pus pe cântar, a avut 160 de kilograme. Ăsta al doilea. Da, ăsta de aici. La viață, așa, da. 150, da. Mare, numai acum nu, mai slăbit, cum a mărlit. Și acum, de, ca aia am vrut să vă întreb, care i-ați băgat la mărlit? Ăștia au fost toți, toți cinci. Și ăla, Noati, nu ăla? Noati, nu, nu. Nu, pe de-aia, nu. Nu, ăi lanț. Și acum am lăsat numai unul, care să mai întoarce câte una, așa. A lăsat unul acolo. Să mai întorci, așa e? Nu, să mai întorc și ele, nu. Le-am mai ferit de brume, că așa, nu știu, și de la brume groase să mai întorc. Să întorc oile. La brumă groasă, groasă, nu? Numai dacă... Le-am mai dimineața așa, acum asta dimineața noi, da. Când, păi nu că aici bate soarele de la prima oră. Da. Când a fost așa, le-am dat drumul prin tufe, că este rug. Astea oare mai le face cineva, straițele astea? Aici nu știu, doamne. Nu știu, deși și mămica și bunica. Dar dumneavoastră de când vă știți sunteți aici cu oile, cu da. Din părinți, din duceți da, da. Tradiția mai departe. Acum... Dar vă place că doar aveți pensie de la mine, nu? Da, da. Că altcumva... La oi n-ar trebui. O să mai... Da. Pot să fie... Și aici le țineți seara. Dar da, aveți și din ăla... Saivan. Saivan. Da, aveam acolo jos. Oi mic, hai, hai. Hai mic, hai mic. Ești numai un berbec mai în... Da, acum da unul singur. Să-i văd că aveți și ajutor. Da. Da, cum să nu. Vă place ajutorul meu? Da, cum să nu. La colibă până la muncelul bironilor. Acolo le duceți... Bara, da. 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 Aici îi zice dealul bironilor sau cum? Da, da. În față. Da. Asta că vedeți da. Viva fir, sau pe casă. Da, da, da. Nu, nu, lasă. Hai pe sub ea. Ia-mă, tu oile. Hai la mama, hai! Hai la mama, hai! Hai mic, hai mic! Ce ulei! Ulea! Hai mic, hai mic! Dar cine te-a învățat să le chemi așa, bunicu? Hai la mama, hai! Hai la mama, hai! Bravo! Și cu știi ce? Adică să plece de lângă tine, așa-i? De când îi spui, du-te-ntoarce, le se duce să le întoarcă. Da?
așa. Dacă pleacă de lângă tine oile, da. Nu? Să le ducă să le întoarcă. Mai exact, la oi sunt două roate. Și câinii ăștia mari pentru ce îi aveți? Toți apere. Și să aibă grijă de oi? Da, ăștia mai mulți sunt luptători împotriva ursului. Păi vine ursul pe aici? Vine, vine! Am auzit că vine și lupul. Vine, da. Păi când dormeam cu el aici, o două nopți sau trei nopți au venit. Ursul? Da. Bună, te vezi. Dar pe tine cum te cheamă? Dumitrina. Și câți ani ai? Am 9, merg pe 10. Mulți înainte. În ce clasă ești? A treia. Și îți place acum în vacanță să mergi cu bunicul la oi? Da. Vara mergi? Da. Vara înainte, când aveam cam 5 ani, 4, mă trezeam tot uși la 4. Și mergeai cu bunicul la așa de dimineață? La mulți, da. La mulți. La mulți. La mulți, nu la oi. A, aici, acasă? Mai întâi. Nu, și la stână. Și la stână? Da. La stână, acum mă trezesc la 5. Da, dintre copiii dumneavoastră, duce cineva mai departe tradiția din, în familie? Fata mai mare, mama ei, fii plașă și al treilea dintre băieți, Radu. Și acum aici, pe dealurile astea, ce, mai este iarbă? Aia asta. Nu, no, anul ăsta e mai greu, că o să așa. O fost secetă. Da. Să și tamarășacul de atâta timp, ele se mai și umplu de praf când coboară seara. Când... Acu câți ani erați în partea cealaltă a dealului la mine? Am avut 15 ani de când am ieșit la pensie. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să... Mulțumesc! De acum înainte, măcar cât ați mai lucrat? Cât ați lucrat? Subteran 20 și aproape 21. Noi, bun! Bună! Odată am fost covacele și am fost terorizat. Păi, păi nu știu pe unde să le ceva. Dar da, aveți și vaci? Da. Și cai. Și cai știu că... Două iepuri și când cobori în jos, oricum o să Radu că le pregătea și să le pasă. Mm-hmm. Deci... Bravo! Vă mai aduceți aminte când mergeați cu părinții, cu bunicii la oi? Da. Atunci erau mai multe oi ca acum în zona aici. Aveam... Vara am avut și 700 de mărzări aici la pământ. În Muncelul Bironilor? Da. Păi să spunem că dumneavoastră sunteți șef de strung acolo din tată în fiu cum ar veni. Și bunicul a fost și tăticul. Deci dâns și cam cum ar veni, au fost deschizătorii locurilor de acolo, stânilor. Bunicul, da, bunicul a fost născut în 1914. Dar cum ciobăneau atunci în zona acolo? Era cu greu. Și cu ce urcau, ce aveau și cu ce coborau brânza, cu măgare, cu cai? Cu măgare, cu ce avea. Păi dimineața aveau cam minte că noi eram tânăr și mulgeam oile. Mâncam repede și puneam șoile pe cai și sus. Coboram cu brânză ca să pot să ajung la amiaz, la mulți. Altfel... Șaia și ailantă de aceea de rămasă, pe fioare de berbecul ăla de la rătaia la mare. Ăla cel mai mare? Da, da, da.
Dar caprele, când urcați oile în munte, ce faceți? Le țineți aici? Da, le-am avut la un prieten. A. La șoferia. Le-am avut. El are și... Dacă la noi nu... Nu scapă. Păi, mi... Asta e de Asia Centrală, nu? Ceva corșitură, da, de cangal. Și la asta puteți să-i faceți. Că... Uică! Ce frumoase culori are toamna. Da, foarte frumoasă pădurea acum. Foarte. Uite, aici e Cimpa. Da, acolo Valea Cimpi. Valea Cimpi, da. În față. Da. Plaiul Lugodeanu, pe unde e încolo? La încolo. Da. Aici, ce se vede în față, e... La urmă sunt curbăturile, pe unde are Miuță. Curmăturile Jețului. Da, și acolo țeară sus, dar deja nu se vede. Are culița lui Prună, coliba și... Da. Nu se vede de șoaca asta, deși pe încolo, la urmă, se întinde mâncelul Jețului. De aici se vede bine Slima și Slaveiul. Avem o zonă minunată. Da, ca zona e foarte frumoasă, foarte frumoasă. Caută șoare. Mă, fii cu minte, mă. Băi, răule. Da, mă, fii cu minte. La berbec acum, la berbec. Și ăla-i tot New York. Da? Umblă și el să vadă care mai... Da, da, da. Ce mare ai oaie asta. Asta cred că e fătată de vreo 3 ore asta de aici. Asta de aici? Aha. Nu, acum e fătată prima dată. Da? Anul ăsta a fătat prima dată. Da, ce mare e. Da, da. Aia e mieluță, de-ați primăvară. Caută șoareci.
că am văzut că asta tot cu filmul. Prea. Baby. Acum ele mâncă și frunză și... Până numai de când începe să fie frig, nu? Da. Acum nu știu dacă nu... Sau ce le dați? Lucernă? Și fân, și lucernă. Lucernă l-au cumpărat, că aici nu se face. Nu, da. M-a făcut băiatul cu romică pe la Deva. Noroc că vă ajută și băiatul și fata, că nu. Și doamna e cu dumneavoastră, că altcumva... Da, păi, altfel n-ai. Nu, dai, se poate. De unul singur așa, nu. Nu. Da, nu pot să zic. Dar acum suntem în 31 astăzi, octombrie. Da. Și până în decembrie, numai în zona aici le țineți. Acum ne mai țin o două săptămâni, pe aici, mai am mâncare, am și acolo sus, către Jari, știi cum îi zicem, o mică în sus pe acolo. Și după aia am mai rămas la pădure, o lună de zile am acolo mâncare, bine, dacă nu ninge. Dar mâncare la ce vă referiți? Fân sau să... nu-i păscută? Nu-i păscută, da. Aia prin ce zonă? Acolo la Colibă, sub Mâșel. Da, da, da. Și aia mai târziu mergeți? Bă, două, săptămâna asta așa lantă mai stau pe aici și după aia de acolo din 11, 12, 13... Mă duc. Noiembrie. Da. Eu am Coliba, deci acolo cum, știi, de merg la munte. Da. Cum cobori, cum ne zicem noi, pe dosul curmăturii, este acolo locul la drept și după intri, faci în stânga drumul și intri iar în pădure. O să faci un drum în dreapta. Acolo am... Și cum îi zice zona acolo? Pătăciuni. Pătăciuni? Da, pătăciuni. De catafață, eu am de catafață. Doar la ghiță, la colibă, de asta primăvară, când am ieșit cu ele munte, atunci m-a sunat Monica, bă, culiță, zice, nu te poți băga, mă, zice, mă, măcar de două ori la mine la colibă, o să pască bine, zice, că până merem noi, zice. Și pe m-am băgat, băgat în două zile acolo la ei. Nu ca bine, într-adevăr, o rosă, da. Înțeles bine cu ei, și cu Monica, și cu Ghiță, nu, Ghiță de-a și de la noi. Da, da. Da. Cu frații sau cu Năluță am lucrat pe schimb. Da? Cu Greșa, da, era electrician. Ne-am înțeles tare bine. Coemi, Coemi! Oh,
Camisa. Nu-i voi. Uhu! Ce mare e oaia asta de aici. Da, așa e patată în mamioară. Uhu! Uhu! Hai, pune-te așa mănâncă. Vamos! Acum știți cum e... Trebuie să fii om calculat să... Ne aflăm în zona Cimpii cu Neaculiță Trăilă. În Birăoni, dar mai multe lucruri ne va spune dânsul că știe mai multe despre această zonă. De zonă, ce să pot să vă spun, domnul Laurențiu, după părerea mea și aprecierea mea, e o zonă foarte frumoasă aici la noi, e în fața soarelui, e primăvara, toamna, s-a avantaje, dă iarba din timp, timp. Iute-mă, ho! Nu se face brumă, am înțeles, ați zis. Brumă mai dă, dar se duce repede. Se duce repede. Se duce repede, așa. No. Și de-aia și noi pășunăm pe aici. Pe aici, până târziu. Până târziu, da, când mai dă zăpezile. Drumul de aici duce la stână la noastră în Birăoni. Da, duce la Munceanul Birăonilor. De acolo. Iasă la Băgură, Șureanu și... face legătura dincolo cu... Aici, strict, în zona unde suntem noi, îi zice Birăoni. A, aici, de exemplu, acolo mai sus îi spune la Troiță, pai vârful Lazului, capul dealului, vârful Codrenilor, din dreapta. Astea sunt denumirile vechi, care vechi, eu da. Știu. Apoi vine la gura Plaiului, acolo unde are Bunea Romică. Uh-huh. La urmă urcă la Pătăciuni. Acolo aveți dumneavoastră colibă. Sunt multe. Acolo când mergeți? Păi, cred că peste vreo două săptămâni, dacă Dumnezeu ajută. No, mă duc cu ele acolo un timp. Stăm și pe acolo, dacă mai aveți condiții acolo. Da, dacă rânde Dumnezeu timp frumos și... Cu numai să... Să nu plouă. Dacă plouă, e bună. Bună ploaia, mai ales după atâta secetă. E bună ploaia. Ce bă? Whoa!
Oho! Astea de ce rasă? E anglo-danubian corsită cu alpină. Uh-huh. Acum au încercat. Frumoase. Uh-huh. A, bine. E doar o carne foarte dulce, așa. Și acum am avut doi castrați din primăvară și apoi i-am făcut pastramă cu trebuie să o pun la... Am băgat-o în baie și trebuie să o pun... La fum sau cum se fum, pune, da? Da. Aici. Hai. Bravo, Calu, bravo. Bravo. Hai da! Mic, opa! Ai grijă!